Ștefania, gest șocant la scurtă vreme după plecarea lui Cosmin. Concurenta îl va chema pe Anton în camera roșie. Ștefania șochează pe toată lumea. Concurenta îl va invita pe Antoni în camera roșie. Rebecca va izbucni în lacrimi și va privi neputincioasă reacțiile partenerului ei în prezența Ștefaniei concurenții din Casa Iubirii au parte în fiecare zi de noi momente spectaculoase, întâlniri neașteptate în camera roșie sau în afară platourilor de filmare, dar și multe răsturnări uitoare de situație și tensiuni puternice. Deși părea dezamăgită și dărâmată după plecarea lui Cosmin, Ștefania va lui pe toată lumea cu gestul ei de a-l chema pe Antoni în camera roșie. Ștefania, gest șocant la scurtă vreme după plecarea lui Cosmin în ediția de sâmbătă, 22 iunie 2024, în Casa Iubirii va fi o atmosferă tensionată împletită cu momente de romantism. Ștefania va surprinde cu gestul ei uluitor de a-l invita pe Antoni în camera roșie, în ciuda faptului că tânărul se află într-o cunoaștere cu Rebecca. Antoni, vai, nu cred. Ce faci, Ștefania? Bine, tu, Antoni, bine. Ești ok, rogi nu cred că se aștepta să fie Ștefania. Nici noi nu ne așteptăm, după întâlnirea cu Antoni. Ștefania va reveni în casă fetelor foarte zâmbitoare și bine dispusă și mai mult decât atât le va întreba dacă au văzut cadre din camera roșie. Iar colegele sale vor începe să o întrebe cu cine s-a întâlnit. Multe dintre ele se vor da cu părerea însă nici prin gând nu le va trece că Ștefania l-a chemat pe Antoni în camera roșie. Ștefania șochează pe toată lumea. Concurenta îl va invita pe Antoni în camera roșie. Rebecca va izbucni în lacrimi. În cele din urmă, Andrea Mantia o va întreba pe Rebecca de ce crede că Ștefania și Antoni au avut o camera roșie interesantă. Momentul în care concurenta va afla că partenerul ei s-a văzut cu Ștefania, o va pune pe gânduri și mai mult decât atât o va afecta teribil. Andrea Mantia, de ce crezi că Ștefania și Antoni au avut o camera roșie interesantă? Rebecca a fost cu Antoni, Andreea Mantia, poate e dragă, Roberta a întrebat dacă am primit cadru. Înseamnă că e ceva în neregulă și tot în ediția de sâmbătă, Ștefania va merge în vizită în casa băieților, unde va juca biliard împreună cu Antoni și alți concurenți, spre marea uluire a Rebeccăi. În cele din urmă aceasta va izbucni în lacrimi și își va stăpâni cu greu gelozia și supărarea.